În mult timp n-am văzut toate partidele politice făcând un front comun pentru, până la urmă, dezvoltarea României și dezvoltarea infrastructurii, în primul rând. E, cred că, pentru prima oară, iarăși o premieră la Ministerul Transporturilor, când se semnează trei tronsoane în aceea zi, trei tronsoane în locații diferite. Pornim autostrada Unirii. În sfârșit trece munții. Tot A8-ul, acest proiect mult așteptat. Toate trei însumează 65 de kilometri. Se închide odată cercul de A0, centura, ceea ce e foarte important, astfel încât și autostrada Moldovei și sudul de la Craiova va avea continuitate până la Constanța. Am fost acum puțin timp împreună cu domnul ministru și cu domnul director de la CNAIR. Am fost și la fața locului la lucrări. Se lucrează. După 30 și ceva de ani, deja avem un tablou și o perspectivă clară a drumurilor din România și a investițiilor. Este pentru prima oară, astăzi cred că ați semnat de în jur peste 3 miliarde de lei, bani din PNRR și din exercițiu financiar actual. Mi-aș dori mult ca să lămurim acest lucru. România fără banii europeni nu are dezvoltare. Să explicăm românilor foarte clar că primim înzecit mai mult de la Uniunea Europeană decât oferim. Altă cale pentru România nu există. Cu adevărat, ritmul îl impune guvernul, îl impun miniștrii și cu cât se implică și deblochează aceste lucrări, lucru care se întâmplă și sunt bucuros în special la Ministerul Transporturilor, cu atât așteptările românilor vor fi mai mari. Mă bucur și o să vă povestesc un lucru inedit, cel puțin pentru mine ca și român. Când mergeam cu domnul Grindeanu pe drumul național, cumva paralel, unde erau lucrările la autostrada Moldovei, în care era un drum aglomerat. Chiar s-a mărit drumul de-l face, spunea domnul Benea, cu vreo oră de la București la Bacău. A fost pentru prima oară când am văzut că românii lăsau prioritate camioanelor care munceau pentru autostrada Moldovei să intre în drum. Cumva, aceste camioane veneau din câmp, dintr-un drum făcut pentru organizarea de șantier, iar românii opreau, făceau coloană ca să dea prioritate constructorului. Eu nu am mai văzut așa. Ca să înțelegem, de fapt, și respectul pentru constructor că se muncea și nu se mai facă muncesc și care este, de fapt, așteptarea ca această autostradă a Moldovei să se finalizeze cât mai repede. Trebuie să ne ridicăm și noi la nivelul așteptărilor, mai ales cred că mâine sau săptămâna asta se mai închide o bonă, cei vom avea peste 1000 de kilometri dați în folosință de autostradă, de drum expres. Și anul viitor, din câte am înțeles eu, domnul Grindeanu își propune să mai finalizăm aproape 250 de kilometri. Ceea ce înseamnă 25% din cât s-a realizat în cei 32 de ani de până acum. Ne ajută Dumnezeu că la sfârșitul anului viitor, în aceeași formulă, să fim și să închidem și acești de data aceasta, de la 1008 km, cât o să fie săptămâna viitoare, la
peste 1250 de kilometri. Mulțumesc mult încă o dată pentru invitație. Mulțumesc, domnule prim-ministru. Câteva date. S-a spus mai devreme, sunt... Premierul Marcel Ciolacu alături de ministrul transporturilor Sorin Grindeanu cu ocazia semnării a 3 contracte pentru obiective de infrastructură rutieră importantă, tronsonul 4, autostrada Sibiu-Făgăraș, un drum de legătură cu DN1 și lotul 1 al autostrăzii A0 Nord sunt așadar proiecte importante semnate cu această ocazie. Mergem mai departe.